Astăzi iubitorii de pisici din întreaga lume se reunesc pentru a celebra Ziua Internațională a Pisicilor, o zi dedicată omagierii acestor animale de companie grațioase și enigmatice care au cucerit inimile oamenilor de mii de ani. Ziua Internațională a Pisicilor a fost instituită în 2003 de Fondul Internațional pentru bunăstarea animalelor cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la nevoile pisicilor domestice și la problemele cu care acestea se confruntă. De-a lungul anilor, această zi a devenit un prilej pentru organizațiile de protecție a animalelor, adăposturi și iubitorii de animale de pretutindeni, de a promova adopția responsabilă și de a strânge fonduri pentru cauze legate de bunăstarea pisicilor. În România, numeroase organizații și adăposturi de animale organizează evenimente speciale pentru a marca această zi. Spre exemplu, o asociație din București a organizat astăzi un târg de adopții la Parcul Herăstrău, acolo unde zeci de pisici așteaptă să-și găsească o casă iubitoare. În cadrul evenimentului, vizitatorii au avut ocazia să participe la diverse activități educative despre îngrijirea pisicilor, precum și la sesiuni de joacă și interacțiune cu felinele. Deși pisicile sunt adesea percepute ca animale independente, ele depind în mare măsură de oameni, pentru hrană, adăpost, dar și pentru îngrijire medicală. În România, mii de pisici fără stăpân trăiesc pe străzi expuse la pericole și boli. Organizațiile de protecție animalelor sublinează importanța sterilizării și castrării pentru a controla populația de pisici fără stăpân și pentru a preveni suferința inutilă. Pisicile au avut un loc special în inima omenirii încă din Antichitate. În Egiptul, antichele erau venerate ca simboluri ale grației și protecției, iar uciderea unei pisici era considerată o crimă gravă. De-a lungul secolelor, pisicile și-au păstrat aura de mister și eleganță, devenind tovarăși de nădejde și surse de confort pentru milioane de oameni.